Aceasta este singura biserică din Reghin care poartă hramul tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul și a primit hramul după ziua în care i s-a pus piatra de temelie, în urmă cu exact 16 ani. Documentele istorice însă o amintesc în localitatea Iara de Mureș în anul 1790, iar construcția ei ne face să credem că datează de fapt din secolul 17. Începuturile acestui lăcaș de cult se pierd așadar în timp. Prima pomenire într-un document istoric se face cu un deceniu înainte de secolul XVIII, în Șematismul greco-catolic Blaj, localitatea Iara de Mureș, cu 50 de familii românești. De acolo, lăcașul de cult a fost strămutat la Mura Mare, de către Iosif Boțog, care a și luat-o în proprietate. Aici au descoperit-o reprezentanții Muzeului Etnografic din Reghin. Era, de fapt, singura biserică din zonă neevidențiată în lista monumentelor și ansamblurilor de arhitectură. Mai mult, se afla într-o stare avansată de degradare. Soarta i s-a schimbat însă după ce a încăput pe mâna specialiștilor în etnografie. În 1996, familia Boțog a fost de acord să o doneze Muzeului Reghinean. Procedura a fost ușoară, iar pe 29 august același an i s-a pus piatra de temelie în incinta instituției de cultură. Reconstruirea a durat până în 1997, sub îndrumarea unei echipe de meșteri din zona Bârsana, județul Maramureș. Interiorul bisericii este și el extrem de valoros din punct de vedere cultural și religios. Iconostasul este realizat integral din lemn de paltin de către Ioan Moldovan din Idicel Pădure, iar icoanele de la interior sunt și ele vechi, datează din prima jumătate a secolului XIX. Tot din secolul al XIX-lea datează și icoanele împărătești Maica Domnului cu pruncul și Iisus Mântuitorul. Ușile diaconești, răstigniria și moleniile au fost pictate de Gabor Constantin din Lunca Bradului. Nu în ultimul rând, vizitatorii ar putea fi impresionați de faptul că slujba de sfințire a lăcașului a avut loc în prezența Preafericitului Teoctist în vara lui 1998. Astăzi, de tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, vă invităm să profitați în orice zi de posibilitatea de a vizita această biserică extrem de veche și de valoroasă. Pentru Jurnal de Reghin, Marcela German și Stelian Cherecheș.